Bună ziua, Sebastian Zacman, Prima TV. Domnule președinte, la începutul anului, procurorii au început cercetarea penală pe numele președintelui Consiliului Județean Iași, liberalul Costel Alexe, știm cazul 22 de tone de tablă șpagă. Astăzi i-a venit rândul primarului PNL Iași, Mihai Chirica, transferat de la PSD. Dinspre PNL e o tăcere totală. Prin urmare, vă întreb unde sunt criteriile de integritate anunțate și de dumneavoastră și de liberali în campanie și dacă nu e prea mult pentru PNL să țină doi penali în funcții publice înalte și când spun penali am folosit chiar expresia dumneavoastră din trecut. Da, ar fi cazul să reacționeze politic și PNL-ul, dacă nu va face în următoarele zile, voi avea o discuție pe această speță. Îmi permit să insist puțin, pentru că și după ce a apărut cazul Costel Alexe, dumneavoastră le-ați cerut celor din PNL să iau o decizie. Ori partidul v-a ignorat. Mai contează vocea dumneavoastră în PNL? Vom vedea. Mulțumesc.